Al șaselea meci în mai puțin de 30 de zile a însemnat pentru Corvinul Hunedoara o nouă reușită. Albaștrii au reușit să se impună în fața CS Mioveni cu un scor de 2-0 pe teren propriu. Marius Coman a fost vedeta meciului. A reușit să marcheze ambele goluri din pasele lansate de către Alexandru Neacșa. Lefter, portarul Corvinului, a reușit să pareze un penalti spre încântarea suporterilor de la Hunedoara. Neacșa. Balonul către Coman, Coman, gol, gol, Coman trece prin Flavius Croitoru acest balon dintr-un unghi imposibil, minutul 20. După nici 3 minute, același Coman reușește să marcheze din nou în poarta adversarilor, tot din pasa lansată de către capitanul Neacșa. Neacșa cu exteriorul, nu este offside, Coman, Coman, superb și este 2-0! Superbă pasa lui Neacșa din nou, același servant, același finalizator și aproape de mijlocul primei părți, Marius Coman ridică în aer arena Michael Klein. În meciul trecut, disputat între cele două echipe, Mioveni a reușit să plece cu toate punctele, însă de data aceasta Corvinul s-a impus. Sunt foarte mulțumit pentru ce s-a întâmplat, nici nu pot să-l numesc meci, a fost un moment pentru noi, am știut să suferim, au fost momente bune de joc în prima repriză, când noi trebuia să speculăm, era clar că o stare de oboseală față de echipa din Mioveni exista. Noi am jucat seara, s-a terminat meciul, băieții au terminat, s-au dus la hotel la 10 și ceva. E clar că s-a dormit mai târziu, era acea stare de după joc. Am avut două zile în care să pregătim acest joc, dar încă o dată sunt foarte mulțumit de cum am depășit acest moment și eu zic că suntem pe drumul cel bun și trebuie să învățăm și de la echipele mari. În momentele grele trebuie să suferim cu toții și atunci trebuie să fim mai uniți. În repriza secundă, Mioveniul părea tot mai aproape de a marca un gol în poarta albaștrilor, însă nu a fost să fie. Ba mai mult, în minutul 66, argeșenii au beneficiat și de un penalti, însă Lefter, portarul Corvinului, a reușit să pareze lovitura. La faza asta chiar m-a inspirat Kindriș, era în spatele jucătorului care a dat și știu că îl cunoștea și am avut încredere în dânsul. În unele momente se vede și oboseala, dar eu zic că am știut să o gestionăm cu toții foarte bine. Pentru mine a fost o motivație în plus chestia asta și cred că ne-am prezentat foarte bine după un meci greu în cupă și sper să ținem tot așa. Suntem un grup unit și suntem unul pentru altul și cred că chestia asta contează foarte mult. Următoarea deplasare pentru Corvinul va fi joi, 25 aprilie, pe terenul Gloriei Buzău. Meciul va începe de la ora 19.